Avem 10, sorry for that, 10 premii pe care vreau să le discutăm puțin în această seară, să le prezentăm. O să sar peste ceea ce făceam de obicei, prezentarea anuală, pentru că suntem destul de întârziați. Dacă veți urmări platforma No Cash, ați fi văzut până acum oricum toate cifrele pe care le-aș fi prezentat și tendințele despre care aș fi putut să vorbesc în continuare. Premier anului. Dacă mă ajută regia. Nominalizările. Check Bank, BCR, Selfpay și XALP pentru această conciliere între o companie și o bancă. Și pentru a desemna câștigătorul, o să-l invit alături de mine pe domnul Urcu Ogrendil, CEO PayPoint. Salut, tot cu binevenit! Bună seara! Filicu! A fost un an foarte important pentru PayPoint, dar momentul este pentru premier anul. Hai să vedem cine a câștigat. Deci, premiul anului goes to niște oameni extraordinari de la Check Bank. Bună seara tuturor! Ești obosit. Foarte obosit. Meritul este al colegilor din zona de product, care se ocupă de zona și de zona asta. Inițiativa a fost prin prisma unui parteneriat pe care îl avem cu o persoană dintr-o zonă cu dizabilități. Avem chiar și un card dedicat și un pachet dedicat. Deci colegii din product s-au ocupat de partea asta pentru, din rațiuni de transparență, am zis să venim în întâmpinarea celor care au astfel de dizabilități. Nu suntem singuri în piață, îți dai seama, mai sunt și alții care, cred că, dacă am văzut bine, cred că și BCR era pe o altă zonă de dizabilități. Dar... Pentru că sunt mulți și de cei de acasă, ce urmează pentru voi din perspectiva cardurilor prietenoase cu mediul, cardurile virtuale? Tendințele astea sunt. Deci și noi ne vom alinia tendințelor. Nu numai pe zona de carduri. Da? Nu cred că din acest an, că după cum știm cu toții, producția de carduri și criza de chipuri da, deci va mai dura. Dar tendința este și pe altă zonă de virtual. Deci pe virtual s-ar putea să ne vedeți mai repede decât partea de biodegradabil. Abia așteptăm. Mult succes, Mihaela, în continuare. Da, mulțumesc. Mersi foarte mult. Pentru premiera anului, nominalizările perioadei mai 2021, mai 2022, le vedeți în continuare, Eden Red, Elrond și Orange Money. Pentru a decerna acest premiu, am să îl invit pe Felix Crișan din partea companiei Topia. Salut, Felix, binevenit! Cum a fost pentru Netopia 2021? Foarte bun! A crescut cu 30% față de 2020. Cu 2019 s-a dublat, probabil. Da? Deci, premiera anului pentru sectorul nebancar. Îi avem pe Elrond, care știu sigur că nu e în sală.
Da, sigur, este Daniel Server, Head of Business Development la Elon. Așa. Bună seara, Daniel, binevenit. Salut. Congratulations. Te rog. You can switch to English. Maybe switch to English. I see that there's some people from not from Romania, so it would be cool for them to understand what we're on about. Guys, a pleasure to be here. First, congrats for setting up the event. To be honest, I haven't been here today, but I hear it's been good, so well done on that. Super happy to be here. Thanks for the award. Banking 4.0, it's a really interesting topic, in particularly for us at Elrond in the past year. We've actually announced that we're focusing on Web3 payments. Quite a lot. As you may know, we've acquired Twistpay, and maybe some of the colleagues are here, I don't know. Twistpay is an e-money licensed company that is across Europe, and then on the other hand, we've acquired a company from Portugal, which is a payment processor. There's some interesting things coming up. I wish I could tell you more, but probably my team would kill me. But definitely focusing a lot on Web3 payments. And guys, look, even though there's so much madness happening at the moment in the world with the war and everything, the reality is for us at Elrond, and I think for a lot of people in this room as well, is that today is the best possible time for us to build. The focus should be, you know, incredible for anybody who actually sees the opportunity and has the ability to look a little bit into the future. That's what we're doing. Focusing a lot on building at the moment. And we are honored and very, very happy to be working with governments, with institutions, central banks. I'll be honest with you, the private banks are not so fast, but we'll wait for them. They are coming along, hopefully. Very, very happy for the next few years. We are very optimistic, I can tell you that. And I wish anybody who wants to join us in this extraordinary journey, we are more than happy to have them with us. Thank you very much. Thank you. Am ajuns la pionierat în sectorul bancar, da? Nominalizările la această categorie, Banca Transilvania, ING, Czech Bank, pentru tehnologia blockchain, adoptată în premieră de către o bancă din România și, din nou, BCR. Un moment important în asistența virtuală bancară, primul chatbot, care oferă soluții de finanțare pentru companii. Pentru a decerna acest premiu, să-l invit altfel mai bine pe domnul Nick Bălăceanu, CEO Lendrise Marketplace. Salut, Nick, binevenit! Si, bună seara, mersi, Sergiu. Avem plicul? Bănci serioase aici, bănci din România, BT, CEC, BCR. Cum ai cu scorul de credit în România? Stăm bine. 4-5 milioane de români la birou de credit. Microfonul nici mai aproape. 4-5 milioane de români la birou de credit. Oamenii încep să înțeleagă ce înseamnă scorii, încep să înțeleagă situația. Cred că se apropie de cripto. Din fericire, scoring încă nu e criptat, dar cred că bonitatea va fi un lucru util și pentru cei care și-au credite în lei, dar și în CBDC, în cripto și așa mai departe. Dar să reîntoarcem la nominalizări, avem Czech Bank din nou. Czech. Mugur, te rog, Mugur Podaru, directorul canalului alternative din cadrul instituției. Pe care îl cunoaștem de 20 de ani. Felicitări! Felicitări încă o dată. Îți las și microfonul. Bătrâna doamnă continuă să inoveze, să adopte tehnologii emergente. Mulțumim în primul rând pentru premiu și pentru eveniment. Da, continuăm să dezvoltăm lucruri noi. Am intrat și pe piața cu blockchain, dar lucrurile au plecat cu puțin timp în urmă, atunci când am hotărât să punem ceva în cloud.
Deci, da, lucrurile sunt bine definite în timp, numai că adopția lor durează ceva vreme și asta a fost prima încercare. Utilizarea blockchain va fi pe ceva anume, punctual, un proiect anume? Da, vor fi mai multe proiecte în care vom utiliza această tehnologie în perioada care urmează. Continuăm să ne dezvoltăm serviciile și în zona de persoane fizice și în zona de persoane juridice, păstrându-ne în același timp rețeaua, cea mai mare rețea de unități teritoriale. Deci, servim clienții și în modul tradițional și cu tehnologii moderne și cu internet și mobile banking și cu marketplace și cu tot ceea ce ne propunem să creăm acolo. Lumea se așteaptă în continuare ca voi să faceți incluziunea financiară în România. O facem cu blockchain? Probabil. Este o provocare la care lucrăm într-o echipă extinsă și unde aducem și colegi noi și unde ni se alătură și tehnologii moderne dezvoltate de fintech-uri. Spunea Mihaela, colega mea, mai devreme despre card virtual, despre, nu știu, retrageri de numerar fără utilizarea plasticului bancar și altele pe care le avem în lucru. Cum merge Instant Pay-ul? Instant Pay-ul? Instant Payments-ul funcționează așa cum a fost desenat. Adopția lui crește. Văd că suntem tot mai multe bănci care oferim serviciile astea. Mă aștept, probabil că până la sfârșitul anului să ajungem să defăcim 10 bănci, având în vedere testele pe care le simțim că le fac competitorii cu sistemele. Mulțumesc foarte mult, Mugur. Mulțumesc și eu. Felicitări! Următoarea categorie, partenerul anului, nominalizările. Suntem la pioniat în sectorul nebancar. Ok, mulțumesc foarte mult. Acestea sunt nominalizările, Smart Bill, Pay by Face, Primăria Sectorului 4 și Fintech-ul Filbo, care, iată, vine cu această soluție digitală de tip Embedded Finance pentru clienții de tip B2B. Am să invit alături de mine pe reprezentantul companiei Selfpay. Este în sală? Da, sigur. Bună seara! Selfpay, care a ajuns la 9.000 de stații de plată, cea mai mare rețea. Salut, mersi, bună seara! Din țară și care mai nou a făcut și un pas ca să conducă și la cea mai mare infrastructură care să permită alimentarea contul pentru tranzacționare în cripto. Da, asta ne putem duce... Putem povesti. Da, spre una dintre cele mai interesante țări acum din această perspectivă din Europa. Corect. Te rog, cum a fost anul pentru voi? Fantastic. Din perspectiva noastră am nimerit într-o industrie bună care ne-a ajutat să creștem. Am avut un număr cu 30% al tranzacțiilor mai mari față de anul precedent. Acum lucrăm intens la promovarea noi soluții de alimentare a cardurilor Visa Mastercard prin intermediul rețelei de stații de plată. E un real succes din punctul nostru de vedere și sper să o putem extinde cât mai curând la nivel european. Te rog, să vedem cine e câștigătorul acestei categorii. Primăria Sectorului 4. Primăria Sectorului 4. Bună seara, bine ați venit și felicitări! Primăria Sectorului 4, care a renunțat pur și simplu la ghișee și și-a trimis contribuabilul să plătească online. Exact. Cum v-ați permis asta? În primul rând, bună seara! Bună seara. Mulțumim foarte mult pentru acest premiu, ne onorează foarte mult. Succesul acestei inițiative este în primul rând al cetățenilor și contribuabililor sectorului 4, care a căror deschidere către modernizare ne ghidează în toate proiectele noastre. Pe lângă partenerii care au făcut posibilă această inițiativă,
foarte important, putem să discutăm după dacă aveți ceva întrebări, dar foarte important din experiența noastră până acum a fost comunicarea și mai ales incluziunea digitală, pentru că un asemenea proiect de închidere totală și completă a ghișeelor a lăsat foarte mulți oameni care nu au acces la tehnologie fără acces fizic la ghișee și de aceea o mână fizică a fost întotdeauna necesară pentru îndrumarea lor către noile soluții de plată. Care a fost reacția? Ce cifre ați avut în adopție? Adopția a fost chiar mai bine decât ne așteptam. Colectarea a crescut în perioada ianuarie-martie față de perioada precedentă anului cu undeva la 20%. Și feedback-ul pe care l-am primit de la cetățeni a fost neașteptat de bun, mai ales prin prisma faptului că am avut oameni care au fost alături de cetățeni să le ofere ajutor atunci când aveau probleme cu utilizarea noilor formate de plată, mai ales terminalele de plată self-pay. Colegii noștri au fost acolo și tuturor care au arătat cetățenii, avem foarte multe interviuri făcute cu cetățenii în vârstă care au fost uimiți de cât de ușor poate să fie un asemenea sistem și odată ce l-au folosit se vor descurca și singuri. Noi vă mulțumim pentru curaj și mult succes în continuare. Mulțumim! Partenerul anului în nominalizările se prezintă după cum urmează. ANAF, Autoritatea pentru Digitalizarea României, ANPC-ul, care a înființat un comandament special pentru verificarea reducerilor de Black Friday, și Transfond, pentru lansarea comercială a serviciului Alias Pay. Pentru a decena acest premiu, le invit alături de mine pe un partener de tradiție al sistemului bancar, compania Informlicos, reprezentată astăzi de domnul Liviu Angel. Salut, Liviu! Bine ai venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Premiul pentru partenerul anului merge la... Transfond. Domnul Ionel Dumitru, consilier al președintelui, am spus corect, Ionel? Bună seara, felicitări! Bună seara tuturor, mulțumim foarte mult. În astfel de ocazii, cel mai dificil lucru e să mimezi surprinderea. Iată, nu ești deloc surprinsă. Și cu atât mai mult, premiul ăsta e foarte important pentru noi, întrucât l-am obținut în compania a două entități, împotriva cărora, în general, nu se câștigă. ANAF-ul și ANPC-ul. Corect. Și, altfel spus, deci altfel merităm premiul ăsta, fără îndoială, pentru că este ceea ce, să spunem așa, Revolut a adus în peisajul nostru ca fintech. Noi am încercat să extindem asta la nivelul întregului sistem bancar. Practic, acum, cunoscând numărul de telefon al beneficiarului, poți să plătești către oricine, indiferent de banca la care acesta are deschis contul, deci nu numai intrabancar. Cam asta e. Cum e adopția? Despre adopție am putea vorbi altă dată, dar putea să spună mai multe muguri. Până la sfârșitul anului o să avem probabil 10 bănci la Instant Payments și Alias Pay vine ca o completare la acest serviciu. Probabil că ulterior vom avea suficiente bănci. Și ca astea 10 bănci vor acoperi cât din piață? 60, 70, 80? Piața de clientele? 80%. 80. Avem o știre în seara asta. Da. Mersi frumos. N-aș lua chiar așa, dar nu. Da, oricum, anul viitor știu pentru ce o să luăm premiu, așa că... Nu ne spui și nouă. Pentru confirmation of the payee, e o altă soluție pe care noi o să punem la dispoziția băncilor, astfel încât atunci când plătim către cineva care ne-a trimis un mail cu un cod IBAN, să aflăm imediat al cui bani este acela. Chiar înainte de... Aici e o nuanță, o puneți la dispoziția băncilor, nu știm cum o să lanseze băncile efectiv comercial, nu e o nuanță asta.
Corect? Da, e o nuanță. Să vrem să o pună pe piață cât mai repede. Ionel, mersi foarte mult. Felicitări. Mare drag, noi mulțumim foarte mult. Am ajuns la parteneriatul anului. Iată nominalizările. Din nou pentru Embedded Finance, fintech-urile PayU, IMAG și Alpha Bank, care extind serviciul, Mastercard cu OTP și Rad.com, digitalizarea comerțului, parteneriatul între Enderent și Global Payments, Cora Express, da, parteneriatul cu TASBA IMAG, după cum vedeți au fost foarte multe nominalizări. Mai este încă o pagină de nominalizări? Regia? Nu? Riscul este să anotăm direct câștigătorul, nu mai mi-aduc aminte. Nu încercăm atunci să vedem și următoarea pagină. Am să invit alături de mine pe domnul Ovidiu Ghima din partea platformei Ronin pentru a decerna câștigătorul. Te rog, Ovidiu. Apropo de mimat surpriza, colegii din regie au arătat și următorul slide. Te rog, încă nu spune nimic, pentru că discutăm aici de un parteneriat și voi ca platformă încercați să oferiți o soluție de parteneriat, poate dezvolți puțin. Da, în primul rând mulțumesc pentru invitație, mare Sergiu. Drag. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lumea finanțării startup-urilor, vedem că lucrurile sunt super fragmentate. Finanțarea este pe o rută, pe un thread, incubarea, accelerare este pe altă rută, monetizare nu face absolut nimeni. Dacă ne uităm la ce este important pentru un startup, bineînțeles, finanțarea este o chestiune importantă, dar noi considerăm la Ronin că este cea mai ușoară. Următoarea complicată este ridicarea investment readiness level, ridicarea nivelului de profesionalism din companie. Și a treia, care este cea mai importantă, care până la urmă contribuie la bunăstarea întregului ecosistem, livrarea cifrelor, livrarea business planului, generarea de revenue, generarea de profit. Ceea ce ne propunem la Ronin este să agregăm tot acest ecosistem. Primele 6 luni de activitate ne-au confirmat că suntem pe direcția bună. Vrem să agregăm ecosistemul cu mentor, vrem să agregăm ecosistemul cu parteneri strategici care pot să genereze monetizare și mai important, vrem să agregăm ecosistemul cu small retail investors. Tichetul nostru de intrare este 100 de euro. Avem în 6 luni peste 1700-1800 de investori în platformă. Aceștia sunt pe viitor cei mai buni ambasadori ai brandurilor pe care ne propunem să le listăm în platformă. Sunt interesant ceea ce spui și îți urez mult succes. Mulțumim mult. Și apropo de parteneriat, mă bucur că cu ocazia acestui eveniment am început și parteneriatul nostru, prin care sprijinim tot ceea ce faci și ca mărturie acestui lucru stă și voucherul pe care l-am anunțat mai devreme. Mulțumim. And the winner is... And the winner, PayU și EMAG. Elena Gheorghe, Country Manager din partea companiei PayU, este astăzi alături de noi. O să te invit să vorbești puțin despre comerț electronic și, evident, despre cum merge adopția acestei soluții de plată, despre care unii comentează. Buy now and pay later, later, later. Buy now, pay later and slice it. Avem chiar 2 produse pe care noi le-am lansat în versiunea de pilot cu EMAG, deci încă învățăm, analizăm și cu siguranță o să venim și cu alte îmbunătățiri ale produsului, astfel încât să și extindem utilizarea lui într-un mod cât mai reliable. Felicitări! Dacă vrei să mai adaugi ceva? În primul rând vreau să te felicit că reușești să aduni atâți specialiști la fiecare eveniment, ceea ce nu este tocmai ușor, știu ce înseamnă. Și felicit pe toți cei care au prezentat de seara asta, au avut prezentări despre diverse modele de business. Din nou știu, eu vin din domeniul, am background financiar, știu cât e de greu să ai modele să găsești modelul de monetizare pentru fiecare startup. Mulțumesc, Elena. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și celor care ne-au votat și ne-au oferit recunoștința pentru toți anii și pentru toate produsele pe care le-am lansat în piață. Avem chiar 2 aici. Primul, ăsta evident ajută, dar și cel de instant money back este foarte important pentru creșterea e-commerce-ului în general. Pentru încredere, într-adevăr. Da. Mulțumesc foarte mult, felicitări în continuare.
Comunitatea de experți numără peste 100 de specialiști. Am dat un termen de 48 de ore, 63 au și votat. La unele categorii, peste jumătate dintre ei au desemnat acel câștigător. În cazul cecului chiar s-a întâmplat asta, ceea ce pentru mine unul a fost o surpriză foarte plăcută. Tranzacția anului. Nominalizările. Payten, care a achiziționat o companie din zona de comerț electronic. Mosaic Investments, care a preluat de la BT participația în Pago România. PayPoint, care a preluat aplicația pe 24Pay. Și Banca Transilvania, care cumpără Idea Bank. Care credeți că a ieșit? O să-l invităm pe domnul Răzvan Fire, președintele Apero, să ne spună cine este câștigătorul acestei categorii. Pe domnul Fire o să-l întreb legat de platforma ghișeul.ro, care este de departe cel mai de succes parteneriat public-privat. Ne facem treaba. Și care crește ca făt frumos, da? Ne facem treaba, nu? El crește pentru că e un efect de bază zero, ca să zic așa. Adică abia acum ne apropiem de normalitate sau înaintăm către normalitate. Am avut nevoie de o pandemie pentru asta. Da, și din păcate nu doar în ceea ce privește plățile electronice către stat, ci în general în ceea ce privește plățile electronice. Abia acum ne apropiem de potențial sau, mă rog, începem să le urcăm spre potențial, dar tot ultimii în Europa suntem. Așa că mai avem de săpat și mai avem de alergat. Poate o să plătim mai mult electronic pe cripto, poate o să plătim mai mult electronic pe plățile tradiționale, nu știu. Da, în total plăți, cât avem? Total plăți de retail, procentul de plăți online se duce spre 15%, ne apropiem de 15% sau încă în jur de 10%? Probabil că mergem chiar mai sus un pic, dar în continuare, dacă e să o luăm total plăți, online-ul în toate formele sale nu depășește 30% din total. Ori asta înseamnă că, mă rog, potențialul este imens. Potențialul e imens, dar noi suntem în raport cu potențialul foarte departe de foarte mult timp. Da. Revenind la oile noastre și ai foarte multe evenimente în față, Sergiu, de organizat. An de an. Da. Câștigătorii acestei categorii sunt PayPoint și 24Pay. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Chiar îmi face plăcere să-l felicit pe prietenul meu, Utcu. Deci asta mi s-a părut extraordinar ca cineva să bată această tranzacție a Băncii Transilvania, care a preluat Idea Bank. Pentru că ei cumpără fiecare an, noi cumpărăm așa rar. Prima dată mulțumesc frumos pentru premiu. În două zile fac un an în PayPoint. Nu știu cum a trecut deja. Sunt și la un pic o dilemă, că acum 30 de minute am votat pentru cripto, NFT și așa mai departe și eu conduc cel mai mare colectare cash. Ce să facem? Asta e viața. Dar o să vedem mai târziu că ești jurnalizat. Eu neg asta la chestia asta. Da. Pentru că noi suntem foarte mari de cash, chiar ultimul an noi am cu colegii mei am lucrat foarte mult că schimbăm echipamentele și instalăm 19.000 de echipamente nouă la comerciantul nostru, cu multe produse noi și așa mai departe. Noi simțeam tot timpul că, normal că pentru noi comercianții e foarte important, dar știm că și trebuie să avem un produs online. Și am studiat foarte multe diferite firme care vrem să achiziționăm și până la urmă am hotărât la 24Pay, pentru că știți, cu achiziția este ca căsătorie, trebuie să fie bine și după. Și din punctul meu de vedere este T0 este cel mai important, nu ce a fost înainte, pentru că T0 cineva îți da cash și zice că ok, ai cumpărat, ai cheltuit bani, acum faci un succes. Și de atunci chimie este foarte important între firmele care vine, intră în familie și de aici aș vrea să mulțumesc și colegii mei de la 24Pay, că este niște oameni extraordinari și o să începem să și lansăm produsele unul după altul. Acum aveți în vedere o extindere mai agresivă la nivel național? Da. Voi aveți resurse față de ea. Încercăm, adică noi avem toate ambițiile. Mult succes! Mulțumesc frumos! Mulțumesc. Felicitări!
am ajuns la inițiativa anului în e-commerce, nominalizările. Din nou ANAF, care vrea să supravegheze din ce în ce mai atent ce se întâmplă în comerțul electronic. Freshful by Mac, pentru prima oară lansăm un hipermarket exclusiv online, care iată ce adopție are. BNR, care dă un semnal apropo de adopția comerțului electronic și va lansa propriul, a lansat deja licitația, magazin online pentru a-și vinde monedele de colecție pentru numismați. Cargus, aici avem încă o pagină de nominalizări. Vă rog. Cora, NR, programul Vrea Online și Visa, care lansează această platformă integrată cu informații pentru a sprijini digitalizarea afacerilor mici și mijlocii din România. Pe Florinel Chiș, director executiv de la Asociația Română a Magazinului Online, l-am invitat în această seară. Salut, Florinel, bine ai venit! Bună seara! Să vedem cine e câștigătorul. Nu vrei să ne spui câte ceva despre comerț electronic? Cifre! Cifre! Suntem într-o perioadă de consolidare, la fel ca și anul trecut. În 2020 versus 2019 am văzut 30%, un avans foarte bun în partea de sus comparat cu restul țărilor din Uniunea Europeană. Ulterior am văzut o creștere de 10%, iar pentru acest an ne uităm la un 13-15% pentru a păstra această perioadă de consolidare. Am văzut categorii semnificative precum produsele alimentare, partea asta de Q-commerce, care erau aproape inexistente ca și cifre și dintr-o dată a urcat foarte sus și lucrul ăsta a contribuit atât în crearea de locuri de muncă, cât și pentru anumite business-uri în perioade grele să continue partea de operațional și să nu se închidă. Iar în momentul ăsta, challenge-ul pentru noi ca și stat din această regiune, în general este de a vinde și în zonă, cross-border. Iar aici avem partea de digitalizare pentru care are impact. Pentru că doar unul din doi români care au acces la internet pot să cumpere online. Și asta fac în momentul ăsta. Pentru că partea de abilități trebuie construită în timp. Și lucrul ăsta îl vedem în orice sector. Pentru că partea de dezvoltare ține mult de partea asta de tehnologie, abilități în a folosi tehnologia și așa mai departe. Se întoarce românul la vechile obiceiuri de dinainte de pandemie sau... Pandemia a fost ca o campanie, ai creștere de, nu știu, 50%, pe care cobor, dar cobor oricum peste nivelul anterior campaniei. În 2020 au fost efectiv campanii de informare pe toate canalele referitor la promovarea plăților online, lucru care evident a avut un impact. Și asta s-a văzut în cifre și în procentul de plăți cu carduri raportat la total tranzacții. Ar fi care la cât aceste... a ajuns? A depășit 30%? Pe unde suntem? În 2020, mari jucători au arătat cifre de peste 50% din tranzacții. Evident, lucrul ăsta e ponderat cu totalul sectorului de e-commerce. Noi am văzut peste 30% referitor la procentul de plăți cu cardul din total plăți. Dar în total volume vorbim de cât? De 6 miliarde de euro? De care sunt volumele? Pentru sectorul de e-commerce ne-am uitat la 6,2 miliarde pentru anul trecut și vedem anul acesta dacă ne apropiem de 7. E de luat în calcul faptul că acești clienți din România nu cumpără doar pe plan local, cumpără de la alte magazine din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene. Deci volumele de produse comandate... sunt încă semnificative. Am să te rog să dai citire câștigătorului categoriei. Câștigătorul este Visa. Visa, și scuze că nu poate veni astăzi prin domnul Cătălin Crețu, care a plecat din țară. Mă folosesc de prilej pentru că aveam aici primul pentru digitalizarea IMM-urilor. Ce putem face astfel încât să ajutăm IMM-urile să cucerească noi piețe și să iasă cross-border, să tranzacționeze, pentru că gândim de prea multe ori mic și ar trebui să ne ducem cu gândul și la alte piețe. Nu e dracul chiar atât de negru. Cine ar trebui să-i ajute? Hai să vedem alte țări care fac lucrul ăsta bine. Ce fac ele? Păi, în primul rând, există partea asta de educație antreprenorială, există partea de digitalizare, și există un context economic mai favorabil, datorită dezvoltării, datorită pieței de comerț în general care este mai dezvoltată.
Și sunt contexte la care trebuie să lucrăm. Ca și piloni, avem partea de educație astfel încât să avem un procent mai mare de e-shoppers. Adică am acces la internet și să am un procent de 80-90% din cei care au acces la internet care cumpără online. Lucrul ăsta se face într-un proces de educație. După aia, în rândul întreprinderilor, în momentul ăsta putem să vedem că foarte multe IMM-uri abia folosesc un sistem informatic pentru contabilitate. Restul operaționalului făcându-se la un nivel scăzut. La lucrul ăsta, deși au fost linii de finanțare, iar acum ne uităm cu interes la PNRR și la fondurile care sunt puse la dispoziție pentru IMM-uri și care pot să facă o diferență și să reducă din decalajul pe care îl avem față de restul țărilor din Uniunea Europeană, e important ca acele companii să depună efort astfel încât să ducă lucrurile mai departe. Și digitalizarea asta, deși pare un proces dificil, aduce multe beneficii și înseamnă efectiv supraviețuirea pe termen mai lung. Putem să vedem de-a lungul timpului că multe business-uri de retail au trecut la comerț online și prin faptul ăsta au atins un pool mult mai mare de clienți decât foot traffic, decât traficul pietonan care îl aveau în zonă. Ca urmare, măsurile de acest gen, din partea IMM-urilor, le duc business-ul mai departe. Iar ca și perspectivă zonală, putem să vedem că noi vindem și către Ungaria, putem vinde și către Polonia, putem vinde și către Bulgaria, iar pentru un business de comerț e foarte simplu, de exemplu, prin intermediul marketplace-urilor. Deci, avem instrumentele, e important să și vrem. Mulțumesc foarte mult, Florinel. Mult succes! Penultimul premiu din cadrul acestei categorii în OKE și implementarea anului. Nominalizările. Loteria Română. PayPoint. Societate de Transport București, care a digitalizat sau urmează în curând să digitalizeze întregul parc auto. Următoarea pagină. Mai am o pagină de nominalizări. Aici Mon POS, care se duce către 10.000 de companii cu soluția lor. Aeroportul Otopeni. În sfârșit, când vin oamenii de afară, pot plăti de o manieră electronică parcarea. Și TBI, care din nou cu zona asta de BNPL, câștigă tot mai mult teren în piață. Pentru a decerna acest premiu, am să mă invit, pentru că este un premiu de suflet, și invit alături de mine pe directorul general al companiei de transport București. Bună seara, bine ați venit. Felicitări. BCR își cere scuze că nu poate să fie în această seară, este partenerul vostru de proiect, dar important este mesajul dumneavoastră. Bună seara! Mulțumesc juriului care ne-a desemnat ca și câștigători ai acestui premiu și țin să spun că totul ține de decizie în implementarea unor soluții care să ducă tehnologia digitală compania într-o altă zonă. Vă dați seama că de 10 ani așteptam din perspectivă contactless să vedem transportul public cum practic, adoptă tehnologia, nu? Practic, dacă ne gândim la ceea ce a fost în ultimii 12 ani în fostul RATB și actualul STB, am putea începe cu acel sistem automat de taxare implementat la începutul anului 2010, urmat de acele plăți cu carduri duale, acele parteneriate din anul 2011, iar de anul trecut, într-adevăr, am luat decizia de a trece în online mai mult, de a utiliza aplicații noi de vânzări online și de a utiliza tot ceea ce înseamnă tehnologie în plata cu cardul bancar. Dar ce obiectiv aveți pe următorii 5 ani în cota de online în total în casări? Am dublat practic în casările în ultimul an, asta e cert. Bine, de la 0,5% la 1%. Nu e adevărat. Când îți aveau treime, jumătate. De la 5% la 20%, deja. Practic am ajuns la 20%, luând în considerare și plata prin SMS. Și urmează, după implementare, printr-o promovare mai asiduă, să trecem undeva de 30%. Și majoritar, când credeți că va deveni plata online? În 5 ani? Ține foarte mult de cum promovăm acest sistem de plată. Ține, de asemenea, de utilizatorii pe care
îi vom avea și de asemenea de ce soluții vom avea pentru a atrage și zona de plata cu cash și de a integra ceea ce auzeam și de la partenerii pe care am avut înainte, faptul că printr-o aplicație dezvoltată și care va fi finalizată în următoarea lună, vom putea vinde și prin vending machine, de exemplu. Tot ceea ce există tehnologie în mii de centre de vânzare din București. Asta e o știre. Mulțumesc. Da. Vă mulțumesc. Și noi, felicitări. Vă rog, felicitări. Mulțumesc. Și ultimul premiu din categoria nominalizărilor No Cash, inițiativa anului în domeniul cripto. Iată nominalizările. Ovate, Global Payments, Libra Internet Bank. În sfârșit o bancă, nu trece atât de repede, că e foarte important în contextul în care vorbim astăzi, Libra Internet Bank, care permite acum primirea banilor în cont din tranzacții cu criptomonede. S-a spart gheața. Să sperăm că o să facă și alte bănci acest lucru. Următoarele nominalizări, Elrond Network pentru lansarea aplicației Maiar, dar pe urmă a venit și acest Maiar Exchange, primul decentralized exchange din rețeaua Elrond, care permite schimbarea activelor digitale între ele. Și SelfPay, din nou un pas important în dezvoltarea infrastructurii cripto din România, compania lansează serviciul de alimentare a contului de tranzacționare pentru clienții unei platforme de tranzacționare cripto. Pentru a decena acest premiu, am să o invit alături de mine pe doamna Anda Caftanoglu, directorul sales din partea companiei SIBS. Bună seara, bine v-am găsit! O surpriză, nu trebuia să fac eu asta, dar mă bucur că am ocazia. Este aici... Este și l-aș invita alături de mine, pe Hugo. N-am știut. Hugo, te rog, Hugo, come on. Come on, Hugo. Don't be shy. Come on, Hugo. No, he's... Haideți să-l aplaudăm pe Hugo să vină pe cine, vă rog frumos. Hugo, haide, come on. No, he was actually very excited. Yeah, he was actually very excited. The mic is yours. No, I can help a little bit, okay? He was actually very excited because the winner for tonight is a breakthrough of our usual way of doing payments. So let me introduce to Elrond, the winner of this award. Congratulations. Thank you. Congratulations. Right, so I think I already said a few words, but in regards to Maiar maybe, what I can tell you is that Maiar 2.0 is coming and it will rock. We know. Ar trebui să avem așa niște tobe, niște... Da. Blablabla. Câștigătorul se află aici, Ferm. Felicitări. Farm XYZ. Le-am zis oamenilor că au venit. Le-am zis oamenilor că au venit că deja am tipărit diplomele și nu mai pot să lucrez cu tipografia ca să scot altele, dar diploma va veni mai târziu, nu e o problemă. Felicitări. Te rog. Mulțumesc mult de tot. A fost o plăcere să vin să prezint proiectul. A fost așa pe ultima 100 de metri, am aflat de eveniment vineri și ne-am pregătit. Mulțumesc mult și discutăm separat pentru cine vrea mai multe detalii despre proiect. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din acest an a Galei No Cash. Vă mulțumim foarte mult pentru ceea ce faceți. Vă urăm mult succes în continuare și vă așteptăm mâine dimineață de la ora 9 pentru cea de-a doua zi a Banking 4.0.